În urma măsurătorilor, specialiștilor s-a constatat că nu există diferențe în ceea ce privește tasarea terenului față de cele precedente, însă monitorizarea zonei va continua. În plus, reprezentanții Institutului de Geologie au ridicat o dronă pentru survolarea zonei și strângerea mai multor date cu privire la perimetrul afectat. Autoritățile nu știu încă când se va repara drumul. Aici vorbim de o nouă discuție cu două părți, partea financiară, și aici autoritatea locală se va adresa pe de o parte factorilor locali, și aici mă refer la Consiliul Județean, pe de altă parte Guvernului. Vedem ce se va constata. Deocamdată v-am zis, o să luăm niște măsuri imediate pentru a avea o imagine de ansamblu. Prefectul județului Prahova explică faptul că primele concluzii ale măsurătorilor realizate în teren vor putea fi prezentate cel târziu la mijlocul săptămânii. Raportul va fi compus din datele obținute în urma instalării celor trei stații speciale care au înregistrat mișcările solului pe strada surpată, dar și a imaginilor din dronele care au survolat zona. Până atunci, cele 42 de persoane evacuate care au mers la prieteni și rude nu se pot întoarce în locuințele lor. Vom afla în câteva zile, la momentul în care acești specialiști vor întocmi rapoartele de constatare. Domnule prefect, oamenii care trec aici vorbesc despre acel stâlp, despre acel copac care putea să se prăbușească, v-au spus de lucruri de genul ăsta, e nevoie ca ele să fie îndepărtate. O a doua temă a prezenței mele astăzi și a ședinței la care am participat este cea de întrunire din nou a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru luarea unor noi măsuri și trasarea unor noi sarcini către responsabili. Iar una din sarcini va fi ca la momentul finalizării acestui raport de către specialiști în câteva zile să autoritatea locală să degajeze și zona. Oamenii din Slănic sunt îngroziți de faptul că situația se poate repeta oricând. Familia Cristescu, care locuiește foarte aproape de locul în care s-a produs incidentul, spune că între locuința lor și cea vecină s-a produs o distanțare de cel puțin un centimetru. Am observat că între cimentul meu turnat și peretele care e pe hotar e diferență de un centimetru. Dacă la început era o undă de îngrijorare, îngrijorarea noastră crește. Așteptăm însă niște răspunsuri oficiale. Până acum sunt păreri și păreri, dar situația pare să ia amploare și faptul ăsta ne îngrijorează. Până acum, doar două familii au cerut sprijinul autorităților pentru a fi cazate în unitățile hoteliere din zonă.